Salutare, mă fain și bine am regăsit la un nou episod de Clash Royale și un nou live pe StreamCraft. Fix în momentul ăsta sunt live pe StreamCraft cu Clash Royale, un pic de puș în arenă, sper. Data trecută am pușat de la 4444 pe la vreo 4100, dar e ok, adică n-ai ca și pe Clash Royale. Plus am un Legendary King Chest pe episodul ăsta, al doilea pe care l-am pe contul ăsta. Dacă primesc un graveyard, e blanau, dacă nu primesc un graveyard, măcar niște P.E.K.K.A. sau Tornadă sau orice din decul meu, cam asta ar fi ideea. O să facem și un turneu pentru StreamCraft. Acum rapid. Tăgădăm, tăgădăm. Pelegheleu. Bun. 1, 2, 3, 4, opa. Hai că merge și tastatura. 8, perfect. Dacă vă place seria asta, nu uitați să plângi și pe butonul de licheu, luăm 500 like-uri. În super mega forță și să-mi dați un follow pe Instagram. Hau. Perfect. Mergem inutilii. Ăsta ar fi șopăleanu. Absolut nimic interesant. Vreau să vă arăt o chestie șmecheră. Am 8 din 10 la graveyard. Îmi place extrem de mult partea asta cu update-ul și tokens, pentru că practic acum vreo o săptămână jumate aveam 0 din 10 și acum am 8 din 10. Ceea ce înseamnă că în vreo 2 luni maxez graveyard-ul. O să fie interesant. Rachetă și găleți. Discotecă și Five Gang. Interesant. Opa, ne dă epică. Ok, Lilecis perfect. Tornado. Data viitoare. Data aviatoare. Deschidem și asta aici și așa frumos. Încă o epică. Tornado. Baby Dragon, perfect. N-am ce să comentez nimică. Bun, îi pregătiți și Legendary King Chest-ul. Bănicei. Tonul vieții. Am înțeles. Găleți în cap. Supozitoare. Bun. Și ăsta ar fi momentul Blanao. Nu m-aș fi să mai îndea vreodată un Legendary King Chest, adică mi-a dat două până acum. Iau-ți piesă. Bănicei, super important. Sincer, cred că e mai ok rachet, adică la un moment dat poate o să-mi joc și un lockbait, poate. Bine, și șanse nici la fi. Trist. Nenică, trist. Trist din nou. Pentru că sunt numai două epice, o să iau cartea nouă pentru că nu o am. Goblin Barrel mi se pare o carte demențială, dar nu. Două din astea măcar să-l deblochez și pe ciumpalacozaurul ăsta. La urmă de aia mi l-a și dat. Oh, Zopi, perfect, nice. Merge minutul, merge. Nu cumva să arată momentul. Superb. Cred că rahatul ăsta mic e mai bun acum decât Valkyria. Și l-am văzut și mega, mega folosit în arenă. Bătaie de joc cu epicele, practic. Voiam P.E.K.K.A. Gen, dacă era aici P.E.K.K.A. era perfect. Sau dacă nu era P.E.K.K.A., măcar, nu știu, o tornadă, o ceva acolo, decent. Astea sunt două cărți pe care nu o să le folosesc eu vreodată, dar ce să faci? Ce legendare credeți că o să pice? Eu zic că o să dea ceva penibil, că practic am asta de obicei, dar na, eu sper la un graveyard. Johnny zicea că o să pice Prințesă și Nightwitch, așa că hai să vedem. Johnny le-a avut dreptate. Și este chiar... Să zicem, gen, îs ok, pentru că pe ăsta o să-l pot duce la level 2, dacă nu cumva fac 3 cu cineva. Fătărău cu înghețată e o carte decentă, dar nu e un graveyard, frate. Până în punctul ăsta, am deschis mii de chesturi și am jucat aproape 2 ani deja și n-am primit nici măcar o dată un graveyard. Ce să faci, nene, n-ai ce să faci. Aia e viață. Și epic, ce să mă aștepta să-mi ia golden chest direct. Ok, hai că nu-i chiar așa rău. Avem și o carte de blocat aici și așa. O carte pe care nu o să o folosesc vreodată, dar e ok. Bun. Nimic, nimic. Uite, acum am vrut să fac chiar manevră. Chiar ești online, că ai făcut turneu. Eu voiam să fac manevră, ați? Am zis. Țapă, nenică, țap! Practic sar singură, domnul Oreo. Să vedem ce prindem în arena. Begin for Akraijin.
Acra e Jean. Am înțeles. Trebuie să-mi pun chestiile alea din tastatură, că deja mă enervează pe mine când mă mișc atât de greu. Până pun cartea. Și chestia e că nu prea am de ales, gen. Am de tras pe monitorul ăsta nebunie. Până aduc o carte dintr-un punct în altul. Să n-aibă partea de ciorogârle. Bine, n-ar fi o problemă acum că l-am pus o vastru pe zonă, dar... Bă, de unul l-am blocat pe ratat. Doamne! Cât îți iau pe rahaturile astea? Holy shit, Ileana. Cât îți iau pe chestiile alea? Zopizdoiurile sunt fucking OP de casă, frate. Gen, mi se par geniale. La cât stau în dau rup. Bă, și discoteca, mi se pare, mi s-au spawnează mai rapid. Și-un palacozaurii. Că abia apucă să crape asta și deja a ieșit altul. Poate mi se pare mie. Nu știu ce să vine nică. Nu știu dacă a fost cea mai bună idee. Eu îmi dau mai mult că, na, speram să dea colțul pe ca, dar apare nu. Te rog, nu mai da. Da, pe cred că aici s-o termina meciul ăsta. Aș îndrăzni să zic, pentru că... Pecă, avioane... Mă întreb și eu, dacă ar fi să-mi dea un counter, oare care ar fi cel mai bun counter contra la graveyard? Nu cred că ar fi poison, nu? Ce să zic? Clash Royale. Mie nu mi-a dat niciodată counter până acum pe Clash Royale, prima dată. De asta sunt destul de surprins. Măi, nenică, măi. Zic că am prins și minerul. Bun. Bă, bune? Mini Sugaciu s-a gândit că merge direct pe ăla. Peca, mini peca. Poison. Mă mir că am luat un tower, gen. Da, ok, stau salut. Și asta jocă de când e lumea, care trofee din astea. Da, hai să vedem, poate să-mi dea oare Clash Royale încă un poison? Că practic, na, ăla e counter-ul suprem pentru graveyard și... Să vedem dacă reușește Clash Royale să fie chiar în halul ăsta de la now. Am avut cel mai bun cycle așa de început, asta zice. Încă n-au. Asta înseamnă nervi. Să văd... Oleu! Oleu, nimic. No, asta nu-i bine. Ei, pe mată. Nu-i bine deloc, nenică, pentru că are loc bait-ul la Blanao cu porc și goblin barrel. Ăsta mi se pare cel mai blană loc bait dintre toate. Nu știu dacă are și rachetă. Dacă are și rachetă, am belit-o Gravones. Nici mai rău să încerc. Lăsăm așa. Puteam să fac rapid cycle la Electro Wizard, dar nu știu dacă merita. Pentru că el o să dea acum porc cu goblin barrel. Cel mai probabil. Nu? Bun, până aici, într-o oarecare măsură. Problema e că eu nu prea dau damage și
În jocul ăsta trebuie să dai damage ca să câștigi match-ul. A fost riscant, dar nu prea aveam ce să fac altceva. Mă întreb cum ar da un graveyard de 4, de 12 în prezent. Și mă întreb dacă un graveyard de 12 crapă la fel de ușor ca un graveyard din ăsta de 11 versus poison sau chestii de genul. Că știu că au mai mult HP scretoni, dar nu știu dacă e relevant gen. Că, da, dacă au, nu știu, cu 3, 4, 5 HP mai mult, nu cred că e tare, tare mare șmecherie. Și asta sunt oarecum curios. Dacă ar face diferență uriașă un graveyard de 12 versus graveyard de 11. Nu, în teorie zice că e planau, dar în practică nu știu. Bun. Perfect. Super bun deck-ul, dar nu l-a jucat cum trebuia. Dar deck-ul e demențial, mi se pare unul dintre cele mai bune deck-uri. Și l-aș face și eu dacă aș vrea cărți, dar cu Goblin Barrel de vreo 7-8. Dar de fapt stai că l-am și făcut, că l-am copiat ieri, că mi-a plăcut extrem mult la cineva. Da, cam asta ar fi deck-ul, un caz în care l-aș face eu. Arată bine, nu? Adică level 8, level 8, level 8, level 8, level 7. Numai prințesa, logo și un palacozaurul chit. Ar fi cât de cât decent acolo. Da, na. Da, nenicu, reu, da. Imea ce-l termin, da. Hai dăm un battle. Deși deja sunt 12 minute și o să fie un episod iar din ăla prea lung. Dar ce să fac? Teddy Maloscia. Static Impulse. Și că sunt tempă fornite. Trebuia să vină așa. Dacă se respectă tradiția, ieri am prins vreo 3 sau 4 deck-uri, culmea, toți jucau la rahatul ăsta și culmea, toți aveau și Elite Conqueror în deck. Și adică, what the fuck is this? Gen, am înțeles că, nu, pe ăsta-l folosești că e super bun. Și Mega Conquerorzaur, bă, dar mai bagi și Elite Conqueror în combinație. Ok, nenica. Deci să înțeleg că ăsta e un nou deck. Că până acum ceva timp nu l-am prea văzut. O fi noul meta. Full Conquer pe Legeleu. Puneam Bowler-ul de la început, mă, na. M-a prins cu căștile. Aha. Pune ciorile în spate, fii prost, alo, te rog. Nu, le pune aici. Aoleu, și scarmi maxat, fratele meleu. Auci, nenică, auci. Doare-i cu toaiele. Epice maxate la 4300. Facem push pe Master 1 sezonul ăsta, dacă e ceva. Stați liniștiți. Imediat îl terminăm. Pușăm de n-avem treabă. Mi se pare imposibil sezonul ăsta să fac push spre orice. Sincer, nici Challenger 3 nu cred că mai fac. Gen, în halul ăla de greu mi se pare, sincer să fiu. Și nu exagerez. Nu da hit. Holy shit, Uliana.
What the fuck? Holy shituleanu. Nu știu ce, am avut impresia că am luat aurul și eram ceva gen, fuh. Easy, am scăpat. Am și luat mâna de pe mouse. Deci am ștergeam mâna de transpirație. Cred pe aceea să dăm un mega fail. Ah, și mi-a dat și peca până la urmă, mult dorită peca ei. Puteau să fie 19, dar na, nu-i mare diferență, tot cu unul începe. Da. Bine mai, cam asta a fost episodul, fraților. Mersi, fain de vizionare, vă aștept pe Streamcraft. Să aveți o zi super faină. Forță maximă și salutare. Au.